Bună seara tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru octombrie, pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Vărsător. Înainte de a începe etalarea, o să vă rog pe viitor să nu mai puneți presiune, pentru că știu foarte bine câte zodii sunt, că trebuie să le fac pe toate. Dacă se întâmplă să nu le fac pe toate, cum s-a întâmplat în august, înseamnă că am niște probleme importante. Dacă unii dintre voi chiar nu înțelegeți lucrul acesta și vă închipuiți că noi cine știe ce câștigăm din aceste canale, este greșeala voastră sau a celor care gândesc așa, că sunteți voi, că iată, zodie, eu acum vă transmit vouă, ca să știți, pe viitor. Plus că presiunea asta pe care o puneți, o puneți și pe univers până la urmă și degeaba puneți, pentru că dacă aveți de primit ceva, aveți în timp divin. În timp divin vin toate. Între timp mai sunt și alți tarotiști, tarologi, cum vreți să le spuneți, cititori în cărți, care vă pot transmite mesaje. Dacă vreți de la mine, asta e, vă mulțumesc, mă simt onorată că mi-acordați atâta încredere, dar acordați-mi și înțelegerea necesară. Am amestecat cărțile, la un moment dat am văzut 10 de monede, marele preot și 9 de spade, ceea ce înseamnă că unii aveți mari probleme în căsnicie, pe scurt. Vărsător. Să încerc cu această mână. Soare, lună, Venus, ascendent în Vărsător. Octombrie 2019. Știți că sunteți dragi și eu aștept această etalare că am și eu planete aici. Și planete importante. Nu sunt deloc micuțe. Deci, central. Diavolul. Ori aveți, pentru unii, cred că aveți niște planete în Capricorn, pentru că o să vedeți la mesajul îngerilor a apărut aproape același mesaj. De fapt, același mesaj, dar într-un context oarecum diferit. Unii aveți planete în Capricorn și probabil că combinați mesajele, situațiile de la cele două zodii. Dacă nu, cum am spus, situații, cum am văzut și 10 de monede, în familie, toxice. Toxice, dependența de cineva sau cineva e dependent de voi, rămâne de văzut. Știu că uneori, deși vărsătorii au nevoie de libertate, uneori în anumite situații intră în, pentru că vor o viață totuși stabilă, intră în situații toxice. Diavolul, Capricorn, mai mult sau mai puțin. Este Saturn, mai bine zis, poate să fie și Pluto. Poate combinația Pluto-Saturn în Capricorn să ne cheme pe toți la o transformare. Însă, această carte reprezintă adicții, frici, neîncredere sau prea multă încredere, ego, ambiție, mândrie, tot ce este negativ. Da? Evident că poate să fie și obsesie pentru cineva. Vom vedea cum se așează cărțile. Pentru că așa se întâmplă. Când nu avem acasă sau în preajma noastră acea poveste de dragoste ideală, putem să facem câte o obsesie pentru unii, pentru alții. O, da. Asul de bâte. Un început pasional, însă. Dacă nu e la locul de muncă, această energie se poate manifesta ori în familie, ori la locul de muncă, ori în viața voastră sentimentală, care ar putea să fie o altă viață diferită de viața voastră de familie. Oricum, asul de bâte poate să fie un proiect, poate să fie un început pasional, o persoană foarte pasională, este simbol falic, puteți să aveți obsesii sexuale sau ei să facă obsesie sexuală pentru voi. Și o să vă explic mai încolo la cărțile ce au apărut și aici, putentă sexuală. Asta e. Trecând peste zodii. În trecutul îndepărtat, 4 de monede. 4 este un soi de împărățel, împărat mai mic, adică un om foarte doritor de control. Că sunteți voi, că sunt alții, poate perechea voastră din, eu știu, soțul, soția,
sau altcineva. Cineva care a ținut de niște nici măcar principii, de niște reguli, adesea stupide, de niște frici, de niște șabloane, clișe, spuneți-le cum vreți. Pentru unii pot să fie probleme financiare și a trebuit să puneți bani. Sper că ați pus bani deoparte ca să începeți acest proiect. Sper. Dar simt că totuși este vorba de o perioadă, poate chiar și 4 ani de zile, mai mult sau mai puțin, în care voi, pentru că este trecutul vostru îndepărtat, ori ați fost în preajma unei asemenea persoane care nu s-a putut deschide față de voi și evident că ați intrat într-o zonă toxică și vă doriți, evident, ceva nou, pasional, care să vă scoată din această stare, ori voi nu v-ați deschis tocmai din cauza că ați stat în preajma unor asemenea oameni. Oh, ce frumos, ce frumos, împărăteasa! Poate să fie pentru unii ori un semn de semnul taurului, ori semnul balanței, dar trecând peste zodii sau cineva că văd și astfel de băte născut în martie, dar trecând peste zodii că nu astea sunt foarte importante decât poate pentru unii dintre voi. Împărăstea asta este un semn venusian. Este o persoană frumoasă. Ați simțit o creștere, dar este un salt imens, gigantic, de la 4 de bâte la această împărăteasă. Este foarte posibil ca să fie o persoană față de care începeți să aveți sau ei sau voi nevoie nebună de a face, hai să zicem, dragoste, zicem sex pentru unii. Dar evident că nu toți se vor gândi la așa ceva. Și atunci, împărăteasa spune că în ultima vreme ați experimentat o creștere într-o direcție profesională, financiară, sentimentală. Voi știți că variază de la om la om și nici nu mă gândesc de la zodie, de la om la om variază. O persoană foarte frumoasă, generoasă, caldă, exact opusul a ceea ce ați experimentat în trecut și cum să nu vă îndrăgostiți. Cum să nu faceți o obsesie? Voi, ei, nu contează. Că așa se întâmplă. Undat, ok. Viitorul îndepărtat, vai, ce drăgălaș. Drăgălaș, valetul de cupe. Valetul de cupe. Vom vedea și în viitorul apropiat. Valetul de cupe. Pentru unii dintre voi poate să fie un copil, pentru că împărăteasa reprezintă și o femeie gravidă sau o mămică. Poate v-ați gândit în ultima vreme să aveți un copilaș. Dacă nu, pentru că nu e valabilă toată lumea această variantă, valetul de cupe reprezintă o ofertă sentimentală din partea cuiva. Ia să vedem. Oh, ce frumos! Ce frumos! Lumea în viitorul apropiat. Superb, dragii mei! Este varianta pozitivă a acestui Saturn. Saturn varianta negativă, Saturn varianta pozitivă. Încheiați! Doamne ajută să fie așa! Încheiați un ciclu, niște ani, mulți, de stat în această energie strictă, obsedantă, toxică, necurată din multe puncte de vedere. Că e legătură cu cineva, cu un bărbat, cu o femeie, sentimentală, că e familie, că la un moment dat am văzut 10 demone în timp ce am amestecat cărțile. Lăsați în urmă acest capitol, îl încheiați. Doamne ajută! Doamne ajută! Și sper această energie să fie și a voastră, că vă ajută altcineva să ieșiți. Rămâne de văzut. Dar, în primul rând, să primiți această ofertă divină. Asta este, deja se manifestă în 5, coboară spre 3D cu acest vale de cupe. O ofertă divină de renaștere. Pentru că băta asta are frunzulițe, are lăstare, are, eu știu, în alte
Seturi de tarot are și floricele, da? Este creativ, puteți să renașteți, să fiți mai creativi. Să aveți chef de viață. Acesta nu prea pare să aibă. Încheiați un capitol. Poate să fie cu un semn fix, mai mult sau mai puțin. Aici sunteți voi, vărsătorii, da? Poate să fie scorpion, taur sau leu. Avem taur și aici. Dar nu contează zodiile. Contează că încheiați acest capitol. Sper la această lună plină care va fi în curând să vă faceți afirmațiile, dacă nu sper să mai discutăm despre ce trebuie făcut. Și să renașteți, să ieșiți din acest cerc, ia uitați, din acest cerc vicios, să ieșiți ca nou, ca noi. V-ați gândit la creștere, probabil ați meditat ce înseamnă creștere, frumusețe, v-am zis, poate să fie o persoană care vă inspiră. Dar trecând peste aspectul ăsta că e o persoană, puteți să fiți voi. Goi. Încercând să manifestați această împărăteasă la care v-ați gândit în ultima vreme. Frumos, frumos. Lecția bună a lui Saturn. Unii v-ați învățat lecția. Și vă felicit. Pentru că nu voi susține pe nimeni și chiar sper să nu mă rugați să vă fac etalări pentru cei care tot așteptați și așteptați să experimentați acest diavol. Foarte frumos. Sfatul, vindecare. 4 de spade. Vindecare. Stați un pic, gândiți-vă că sunteți semn de aer, vindecați-vă înainte de a ieși, da? Avem aici o bâtă, avem aici o spadă. Înțelegeți de ce ați trecut prin lucrurile acestea, prin aceste trădări, dureri, suferințe. Conectați-vă la îngerii voștri, la spiritualitate, pentru că n-aveți cum să învingeți acest diavol decât prin spiritualitate. Și apoi, luați această sabie a dreptății și exprimați-vă, da, într-un mod creativ, emoțional. Eventual faceți afirmațiile, că asta înseamnă să vă exprimați, afirmațiile de eliberare și de început. Frumos, frumos, frumos. Exterior, wow! 10 de spade. Exterior, s-ar putea, așa simt să spun, încerc așa altă variantă, să vină cineva care să înceapă să vă scoată din aceste spade și să vă ajute să renașteți. Posibil un alt semn de aer sau cu planete care se manifestă ca un semn de aer, posibil. Oricum, chiar dacă vine și vă ajută în acest proces de renaștere, simt că și această persoană a trecut prin situații similare. Tot așa, a fost rănită, trădată, eventual a început să se transforme, să se ridice și într-un fel sau altul întâlnirea dintre voi doi vă ajută pe amândoi să vă ridicați și să renașteți. Așa simt. Așa transmit. Posibil pentru unii dintre voi care chiar încercați să renașteți de mai mult timp cu aceste cărți, acest diavol să vă mai influențeze un pic viața într-un fel sau altul, să vă mai creeze niște suferințe, dar ideea este, nu, că oricum, voi sfatul este că trebuie să vă vindecați de ceea ce au creat ei. Să se simtă tot ei trădați. Că așa se întâmplă. Tot ei, probabil aveți de-a face cu un narcisist care zice, ah, tocmai tu, vai, cum, acum pleci după ce te-ai obișnuit cu toate nebunile mele, da? În fine, tot ei să se simtă trădați și să vă mai intoxice. Da, există și varianta asta. Dar a trebuit să pun multe cărți, nu avem timp decât acum de o cruce celtică. Deci vă este teamă de acest cavaler de monede. Pentru unii care vă gândiți la un semn de pământ,
Poate vă este teamă că vine prea încet, atât de încet încât poate se și oprește în acest drum. Vă este teamă că nu mai vine ori cavalerul de monede pe care le așteptați, taur, fecioară sau capricorn, că tot aveți un capricorn aici, ori, dacă vreți să renașteți, să vă refaceți viața, este teamă că nu veți avea bani, să nu puteți să generați, să începeți un proiect stabil, să vă creați o viață stabilă, este o grijă. Este doar o grijă pe care, la care o să găsiți soluții. Mai ales dacă vă vindecați. Deocamdată trebuie să vă vindecați și apoi să vină și ideile. Că doar sunteți uranieni. Ce vă doriți? 5 de cupe. Să ieșiți din această stare de regrete. Eventual să uitați acest 3 de cupe, trădările, și să vă întoarceți privirea către 2 de cupe, către acest valet de cupe. Nu e obligatoriu să fie semn de apă, evident. Poate are planete într-o zodie de apă sau, pur și simplu, vă doriți să nu mai plângeți atât de mult. Pentru că 5 înseamnă schimbare. 5 de cupe, 5, da? Înseamnă schimbare. Și în momentul în care vă răsuciți privirea către acest 2 de cupe, începe să manifestați 6 de cupe, întâlnirea, un suflet pereche, ori din copilărie, ori din tinerețe, ori dintr-o altă viață. Dar trebuie să nu mai plângeți și să învățați să gândiți pozitiv. Unii dintre voi, ca să atrageți această relație frumoasă. Finalul, vai, judecata. Eu zic că renașteți. Eu zic că începe să renașteți. Că o fi pe 20, că o fi la lună plină, că s-o manifesta mai încolo, variază de la unii la alții, în funcție de fiecare cum și-a făcut lecțiile. Judecata este iar Pluto. Am vorbit de renaștere, am vorbit. Ascultați, începe să auziți această voce a voastră, a altuia, cum vă cheamă către sufletul pereche, da? Cum vă cheamă către aceste 2 cupe. Și vine cupa, a doua este a voastră. Deci, cupa lor este aici, în viitorul îndepărtat. Co fi noiembrie, co fi la sfârșitul lui octombrie, dar vine cupa. Da? Ia uite, cum am și zis, acum și văd. Am zis mai devreme? Cinci și cu 1, 6. Da? 6 de cupe. Vine cineva să vă scoată din această stare. Doamne ajută! Doamne ajută! Oh, roata norocului. Vedeți? Roata norocului se schimbă, renașteți în momentul în care voi începe să ieșiți, să faceți aceste eforturi și mentale și emoționale, că totul ține de muncă interioară, de învățarea lecțiilor personale. În momentul în care ieșiți, manifestați tot ce este pozitiv în aceste cărți. Ia uite, 9 de monede. Pentru unii poate să fie o fecioară, cum am vorbit, semn de pământ, Taur sau Capricorn, varianta 3D a împărătesei. Eventual să vă fie bine. Dacă vă despărțiți, să fiți independenți și bine. Să aveți bănuții voștri și locul vostru și să fiți confortabil cu voi înși vă. La capătul acestui set de cărți, 10, vai, 10 de bâte. În momentul în care renunțați la responsabilități și greutăți, apare 10 de cupe. E un început, e un final și un început, da? Lăsați că e lumea aici. Închideți acest ciclu de responsabilități ca să vă deschideți către, ia uite, e un pic de așteptat către 10 de cupe. Aveți un pic de așteptat, de investit cu grijă, iar un semn de pământ.
comunicați la distanță, că o fi semn de pământ, că o fi de foc, nu contează, că o fi de apă, nu asta contează decât dacă vreți voi să conteze. Dar aveți un pic de așteptat și de comunicat la distanță, creativ, pasional, foarte frumos. Iar sunteți voi aici, da? După câte văd, aici este regele de spade. Voi, în adevărul și principiile voastre, ia uite, 10 de monede. Ia să vedem ce mai arată aici. Oh, ho, ho, ho. Da. Dacă nu sunteți voi, poate să fie o persoană, persoana cu care ați fost căsătoriți, o persoană rece care nu v-a arătat emoții, că de-aia aveți nevoie de emoții. Oh, și care într-un fel sau altul v-a mințit. Dacă sunteți voi, încercați să ieșiți din această căsnicie, să ieșiți într-un mod strategic, isteți către acest suflet pereche, da? Cum am zis mai devreme, șase a apărut, da? Către acest suflet pereche care vă înțelege, vă alină, vă oferă emoțional tot ce aveți nevoie. Dar e foarte frumos ce văd aici. Din seria mesajelor de la îngeri. Aveți. Ce au avut și capricornii? Interesant că a apărut capricornul, da? Aveți. Dragostea face diferența. În momentul în care îi lăsați pe cei toxici, nu musai capricorn, pe cei toxici, începeți să manifestați acest început, să simțiți dragostea adevărată pe care poate ați simțit-o în ultima vreme și începe de acum să se manifeste într-un fel sau altul cu pași mai mici, mai mari, depinde de la individ la individ. Să manifestați această dorință de a crește, de a fi creativi. Este o dragoste care vă vindecă de acest trecut, da? Vă vindecă. Interesant. Capricorniu a avut alte cărți la capătul setului. A avut gesturi mici de tandrețe. Voi aveți uniunea inimilor. 2 cu 8, 10. Un început de ciclu. Probabil că, repet, în momentul în care lăsați în urmă ce a fost toxic, renașteți și vă vindecați, vă atrageți acest suflet pereche și probabil că în curând, unul din voi, cel puțin dacă nu amândoi, veți avea o întâlnire fizică în cazul în care nu v-ați întâlnit, în sensul că vă veți ține măcar, vă veți ține de mână, dacă nu chiar veți experimenta ceva atingeri foarte, foarte pasionale, pentru că aveți aici, da, și asul de bâte. Există cineva care vă susține sau voi ar trebui să susțineți pe acest personaj care probabil că este sufletul acesta lângă care veți crește. Da, get to know each other. Veți reuși să-i cunoașteți, să vă cunoașteți unul pe celălalt. În timp, cu răbdare. Cu răbdare. Vom vedea ce se întâmplă luna asta, luna următoare. Acesta este mesajul pentru octombrie. Nu este obligatoriu să se manifeste tot ce am zis în octombrie. Repet de câte ori pot. În noiembrie, probabil că mesajul se va adapta altor cerințe, altor nevoi și la fel se va manifesta în timp. Pentru că sunt lucruri care, cu care lucrăm, lecții cu care lucrăm în paralel. Că e familie, că sunt sentimente, da? Vreau să vă arăt ce energii sexuale sunt pentru unii dintre voi. Oh, ia, 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 ia. În primul rând, pentru unii. A apărut justiția. Pentru unii poate să fie o balanță. Nu știu în ce context exact. O balanță sau nevoia de a echilibra, pentru că e numărul 8, casa 8 a căsniciei, a lucrurilor pe care le împărtășim cu cei apropiați, în general sau soție, de a echilibra, eventual de a face justiție dreptate. Posibil, repet, să fie o balanță, dacă nu, aici sunteți unii dintre voi. Într-o relație absolut plictisitoare în care unii dintre voi aveți a face cu un partener foarte rece și distant și vă doriți într-un fel sau altul o a treia persoană. Aici iarăși
Valetul de spade vorbește despre o curiozitate față de altcineva, așa văd eu cărțile acum. Tocmai pentru că această căsătorie sau ce este relație a devenit extrem de plictisitoare și de rece. Iar lumea, există cineva foarte emoțional pentru unii la locul de muncă, care își dorește, regele de cupe, să vă aline și să vă pună pe un piedestal. Doamne ajută să ieșiți din această vibrație și să începeți un nou capitol, că asta înseamnă lumea. Un nou capitol a apărut și aici și a apărut și în crucea celtică. Interesant. Să pun cărțile la loc, le mai amestec un pic. Acesta, chiar dacă e separat, ce vreau să zic, nu este obligatoriu să aibă legătură cu crucea celtică. Pentru unii poate, pentru alții nu. Și nici cu mesajul care urmează. Vărsător, soare, lună, Venus, ascendent, octombrie 2019. Vărsător, soare, lună, Venus, ascendent, octombrie 2019. Ia să vedem. Ce vă doriți? Ce își doresc ei? Ce își doresc... nu, de ce vă este frică? Ce își doresc ei? De ce le este frică lor? Ok. Oh, da. Oh, da. Da. Ce vă doriți? 8 de cupe. De ce vă este frică de 4 de cupe? Ce își doresc ei? Valetul de monede. De ce le este frică de 5 de monede? Cred că... Da. Vă doriți, în primul rând, 8 de cupe înseamnă o persoană care se detașează emoțional de ce nu i-a primit. Probabil că unii dintre voi, am zis mai devreme, ați fost lângă cineva care de fiecare dată când ați avut nevoie de ei din punct de vedere intim, v-au refuzat, da? Cum e această femeie care împinge bărbatul. Din niște motive. Că o fi fost femeia, poate femeia a refuzat din niște motive și bărbatul. Interesant este că în această carte avem un ce? O gleastră cu scaieți. Nu v-ați înțeles, cel puțin intim, dacă nu chiar și pe alte planuri, cu această persoană. Și atunci sunteți chemați să vă detașați, să-i lăsați. Vă doriți să vă detașați emoțional de cei lângă care nu v-ați simțit fericiți. De ce vă este frică? De 4 de cupe. În cazul în care unii aveți de-a face cu un semn de apă, vă este teamă cumva să nu rămână ancorat în trecut. Pentru unii, chiar dacă e semn de apă, nu contează semnul, este o carte emoțională, pot să fie emoțiile voastre. Da, vă este teamă că nu puteți tăia niște stringuri, niște legături, eventual aceasta cu persoana lângă care nu vă simțiți bine. Și pe de altă parte nu puteți rezista la o atracție magnetică foarte puternică. Credeți că dacă, da, că ați putea să pierdeți o ocazie pasională, dacă, și așa și este, dacă nu vă detașați, nu știți dacă veți putea, dar trebuie să puteți, pentru că 8 înseamnă transformare emoțională. Mergeți către 9, către satisfacții, către bucurii. Ei, nu cred că e persoana de care vreți să fugiți, cred că e persoana către care ați vrea să mergeți. Au valetul de monede. Probabil că sunt, există o atracție evident foarte puternică, dar vin undeva din spate, într-un mod mai secretos. Dacă sunteți încă într-o căsătorie, probabil că din acest motiv există acest secret, acest mister a atracției dintre voi, că se materializează, voi știți. Persoana v-ar îmbăta cu emoții, evident, plăcute. Își dorește să experimenteze lucruri foarte senzuale, dar
Deocamdată e în spate, nu e în față, nici măcar la același nivel cu voi. Înțelegeți, da? Trebuie ținută atracția, măcar atracția și eventual o perioadă și relația, dacă se va materializa, o perioadă în secret. Probabil până veți rezolva acea justiție. Separare. De ce le este frică lor de 5 de monede? Că, ia uite, și aici sunt săruturi furate prin anumite locuri. Vă întâlniți prin oraș, la un muzeu, eu știu pe unde, și încercați să furați niște momente de tandrețe. Și le este frică, posibil, că rămân doar cu aceste furăciuni emoționale și nu puteți să mergeți mai departe. Valetul de monede înseamnă o persoană care studiază, v-ar studia ce vă place și ce vă creează stabilitate, că vorbim de monede. Dar să nu uitați că și valetul de monede vine destul de încetişor. Dar, repet, aici este vorba de o situație secretă. La capătul acestui set de cărți, un rege de băte. Da? Iar 10 de băte și, ia uite, 10 de spade. Lăsați în urmă niște trădări, niște secrete și responsabilități care nu v-au prit. Pe de altă parte, trecând peste responsabilități, vă așteptați acest rege de băte. Un rege, un bărbat, o femeie care vă tratează de la egal la egal și care își asumă responsabilitățile ca să vă satisfacă. Da? Poți să interpretezi și așa. Care se implică cu totul. Depune eforturi ca să vă aducă bucurie. Aveți nevoie și va. Nu că aveți nevoie. Această persoană vă protejează. Încearcă să vă scoată dintr-un frig emoțional, sexual în care ați stat probabil mult timp. Că doar aveți aici, da? 10 de spade. Ați plâns. Și ați așteptat acest rege, probabil că mult timp. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și numai bine.